invit să o citiți ca și cum ați face o călătorie. Veți primi și două chei în partea de introducere, un superb eseu despre poveste, despre rostul poveștii, singura care uneori ne poate trece adevărul, apoi niște răspunsuri obligatorii pentru cine vrea să citească până la capăt parabole lui Iisus la întrebarea din Evanghelii de ce le vorbește în parabole, un prim set de parabole povestite, spuse și pentru noi, recuperate din zona religiei și a teologiei și punct, și readuse în zona literaturii, pentru că totuși Biblia e și o foarte frumoasă literatură, după care treapta despre care domnul Andrei Pleșu v-a vorbit, un capitol mai primejdios, să-i spun așa, oricum mai dificil, despre respingerea ideologicului dinspre Iisus, pentru ca din nou să ne întoarcem în încheierea cărții la poveste. E așadar o călătorie. Domnul Andrei Pleșu ne-a dus până sub podul din Praga, după care ne-am întors acasă, unde dacă o să căutăm bine, cred că o să ne găsim fiecare și comoara. Mai departe mergem la autografe și de la 3:30 trecem la povești de adevăratele, romanul Ioanei Pârvulescu, apoi romanul lui Radu Paraschivescu și tot așa până spre seara. Vă mulțumim!